emoții pentru ziua aceasta? Bun, sunt emoții, normal. Dar am zis că la 40 de ani trebuie să iei botezul un pic altfel. Liniștit, veselie, bucurie, toată lumea e sănătoasă, mai ales cu nebunia de pandemie. Asta e micul frumos, sănătos. N-am ce să-mi doresc mai mult. Vă fac semn să veniți, cred că trebuie să înceapă botezul. Haideți să intrăm și mai vorbim după, da? Mulțumim! Și sfințește apa aceasta. Candelemul bucuriei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se potrează omul Dumnezeu să așa. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Știam că Sașa o să fie cu mințel, pentru că nu prea este un băiețel, un bebeluș plângăcios. Și îi place apa, cum îi place și lui tati. Da, îi place apa pentru că o să-l facem scafandru. Clar, scafandru de adâncime. Și mai facem și surfer. Un tati? Cine l-a pregătit pentru această zi, sincer? Bunica, eu am fost mama. Am învățat că n-ai mai multe doamne în casă, să nu te bagi. Lași, pe ele se ocupă, dar când suntem noi doi, fiecare, bineînțeles. Da. Dar la mine durează foarte mult schimbatul, îi place, mă joc cu el, vorbim, un schimbat da, durează jumătate de oră, adică nu ne grăbim, nu e așa, adică nu ne grăbim. După botez a urmat o mică petrecere în familie alături de cele mai dragi persoane. Punctul de atracție al evenimentului a fost candy barul, din care n-au lipsit ciocolatele făcute special cu numele sărbătoritului. Bunicul micului Sașa și-a amintit cum era fiica lui Roxana când era de vârsta nepotului. Foarte mult ea a fost primul băiat al meu. Cum așa? Când s-a născut, eu am avut o impresie că va fi băiat. Oricum, doctorul mi-a spus că e fată, nu e a mea. Oricum, când eram mici, toată lumea și profesorii de la școală spuneau că eu sunt băiat și fratele meu este ca o fată. Deci ai avut, era, s-a împlinit. Da. El mai cuminte, băiatul. Cum este să fiți bunic? E foarte bine. Sunt bunic de 4 nepoți. Așa e grozav. Având în vedere că e cel mai mic, e cel mai grozav acum, nu? Mănâncă, doarme, nu plânge. Și la biserica aia E somnic, da. Surpriza cea mare pentru toți cei prezenți a venit din partea părinților lui Sașa. Roxana și Andrei s-au cununat religios și au dublat astfel semnificația evenimentului. Se logodește răbului Dumnezeu Dan Andrei, curava lui Dumnezeu Ileana Roxana, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Ileana Roxana, cu robul lui Dumnezeu Dan Andrei, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa. Dar soțului, na? Închideți degetul. Dă-mi-ți, Ileana! Eu am fost atât de fericită când am aflat că o să fiu nașă. Și sunt și foarte emoționată. Sunt minunați și le doresc din suflet să se iubească și să trăiască în armonie. Sper să urmeze să facă și al treilea copil. Nu. Păi avem 3. Da, corect. Avem. Anul trecut de ziua mea, când am și schimbat profesia, am făcut 40, m-am întrebat ce-mi doresc cadou și am spus că îmi doresc să rămână sărcinată, nu? Da. Și așa a ajuns și iată că anul acesta, Sașa. Da, tati, tu ai fost o dorință.
sunt foarte norocos. Deci sunt foarte norocos pentru că ne înțelegem foarte bine și este o femeie minunată. Și te iubesc mult, viața mea. Și eu pe tine, iubirea mea. Foarte frumos, iar acum poftim alături de noi pe proaspăt cu nunata Roxana Blagu, mama proaspăt botezatului Sasha, pe care l-ați văzut în imagine mai devreme, vine acum în platoul emisiunii noastre. S-o poftim! Un loc aici pe canapea, mămicuța, ce faceți? Bună ziua! Bună ziua! Bine foarte ați bine! Venit. Acum foarte bine fac! Gata? Da! Te-ai liniștit? M-am liniștit, m-am scăpat! Perfect! Am înțeles că ai anulat câțiva invitați care trebuiau să vină 40. La... 40! Cei care trebuia să vină și la botez și la nuntă, da. Pentru din cauza bine, pandemiei. Bine, nuntă, n-a știut nimeni că va fi și cu nunia religioasă. A fost așa o surpriză pentru cei care au venit. Hei, credeați că avem doar botez? Avem și nuntă! Da, părinții au știut măcar? Da, părinții, da, i-am pregătit. Restul habar n-aveau? Nu, nimeni. Restul au venit la botez? Da. Restul au venit să se bucure pentru Sasha? Exact. Și, au avut o surpriză când au ajuns. Am zis să facem și acest lucru, pentru că noi nu făcusem în cununia religioasă și eu de alt eveniment nu mă mai apuc. Nu-ți mai trebuie. Nu mi mai trebuie, a fost suficient. Deci tu ai fost aia care ai stat așa și ai zis, Andrei, vreau rochie de mireasă, Andrei, rochie de mireasă. Oricum îmi pregătisem rochia dinainte să mă gândesc și la varianta cu cununia religioasă și tot albă era și cum am atelier, la mine se rezolvă deci totul rochia, nu? Imediat. Andrei, nu numai rochia mea. Rochia am făcut, Andrei, uite ce rochie am făcut, că lângă botez facem și nunta. Nunta, da. nunta. Nu, n-are ce să comenteze oricum. De 8 ani sunteți împreună și de 3 ani căsătoriți. Da, da, da. Foarte frumoasă. Sasha s-a descurcat exemplar, am văzut. Da, Sasha a fost, ca de obicei, un copil extraordinar de cuminte. Seamănă cu taică-su. Seamănă, nu-i așa? Nu, dar toată lumea îmi spune că seamănă cu tatăl așa, cu jumătate de gură. Chiar seamănă cu tatălui. Aici e băița de-a doua zi. Uite, da, ne-au zis să-și uite la noi. Salut, Sasha, salut, salut. E bine acolo? Îi place foarte mult în apă, se vede că este un copil sociabil pentru că el râde cu toată lumea, nu plânge mai deloc decât atunci când este foame și deja i-am învățat programul și nu e nevoie să mai plângă. Mai alăptezi în perioada asta? Nu. Am alăptat doar o lună și a fost ok. Perfect, iar acum cine are grijă de Sasha? Acum este mama care mă așteaptă și mama și tata mă așteaptă să ajung acasă că ei vor pleca mai departe la Craiova. Da, dar acum bunicii stau cu nepoțelul, da, nu-ți dai e seama. O plăcere pentru ei și săptămâna trecută m-au ajutat să rămână cu el și eu să mă ocup de pregătirile evenimentului care au fost niște pregătiri destul de stresante. Da, s-a schimbat foarte... totul de la o zi la alta. Adică ieri se putea face, azi nu se mai face, da, acum exact. Iar... Și a trebuit să schimb de la decor, flori, tot ce plănuisem într-o singură zi. Dar acolo la băiță am văzut că ai pus petale de trandafir, da, nu? Da, așa este tradiția. Semnifică ceva de petale de trandafir? Trebuie să fie frumos ca trandafirul. Perfect. Roșu. Perfect, și... lapte, că de asta e apa. Da, mai... trebuie să fie, și a fost și un fulg, să fie ușor ca fulgul. Să fie ușor în viață, nu? Da. Așa. Lapte, să lapte. Lapte și miere. Exact. Ai pus și miere? Am pus și miere și orez și... Orezul ăla pentru pe... ce? Orezul prosperitate, știi? Exact. Că și la cununie totul se aruncă pentru orez. Bogăție. Un bănuț din argint, o verighetă din aur, să aibă de toate. Busuioc ai pus? Și busuioc, bineînțeles. Eu nu le știu, nașa, cu moașa sau... Busuioc să-l placă fetele, da, exact. Știi? Că să-ți pui busuioc în păr. Da. Și ou? Și ou. Ou să nu intrăm în detalii. Da, da. O să vezi tu, Sasha, când o să crești mare. Deci a pus ou mama în cădiță. Poftim? Eu cred că n-am avut busuioc. De asta tu ești, mă, pe latura asta. Dar lasă că e domn doctor acolo lângă tine și poate te ajută. Doamne ajută. E singur, doctore, trebuie să le rezolvăm dacă se poate. Nu prea, a? A mai rezolvat, da, da. Avem stilul ăsta de a mai rezolva una peste invitații. Alta a ieșit un eveniment foarte frumos și pentru invitații... Pentru că vă sunteți foarte frumos și n-avea cum să nu iasă da. Evenimentul.
Am avut și oameni cu care am colaborat foarte bine, cum au fost cei care mi-au pregătit tortul și candy bar-ul, cei de la Cade, și vreau să-i mulțumesc Oanei, doamnei Oana Mizil, pentru că este atât de atentă la detalii și face ceva ce n-am văzut până acum. Dar nu face... nimic, n-a mai rămas de la candy bar-ul ăla, nimic să mai nimic, și noi nici măcar tort, nimic. Ha, uite-le aici cum arată. Da, extraordinar. Erau comestibile astea? Da. Să știi că invitații, când au venit și au văzut candy bar-ul, au zis că sunt din plastic, da, au zis că sunt din plastic și toți veneau și făceau poze, până când i-am îndemnat că trebuie să guste, că au și un gust extraordinar de bun pe lângă cât de frumos arătau. Foarte frumos, mă, Mico, deci gata, ai scăpat de o grijă. Am scăpat, da. S-a lipsit ceva la botezul ăsta și la nunta asta? Acum, da, mi-au lipsit unele persoane foarte tare la care a trebuit să întorc din drum, verișorii mei de la Craiova, rudele de acolo, prietene adică foarte bune. Adică erau pregătiți să vină și le-ai zis, întoarceți-vă, că nu mai avem voie, trebuie să fim 50 de persoane. Vineri a trebuit să îi sun și să-mi cer scuze. Vineri am plâns toată ziua. Erai cu lista în față, ziceai pe cine să chema, uite, și-a luat costum, mitică, ce fac, hai să... Da, a fost foarte... Adică pentru mine a fost destul de stresant. Vremuri extrem de dificile. Dar am zis dificile. Că trece toată această nebunie și o să ne mai vedem o dată. Un party mare. Un party altfel, să zic așa, cu toată lumea și... pentru că, pe lângă faptul că lăsând la o parte evenimentul în sine, mi-este foarte dor de aceste persoane pe care oricum nu le-am văzut de foarte mult timp. Să nu așa plângi că... acum. Nu plâng. Am plâns data trecută. Spune cine îți lipsește din familie, că aș vrea să mă transform în Andreea Marin și imediat să-ți aduc aici. Verișorii mei, da. După această ușă minunată se află cei 20 de verișori. Da, suntem o familie mare așa, da? I-ai salutat de aici și data viitoare. Perfect, îți mulțumim mult de tot că ai trecut pe la noi. Eu să ai grijă, vă mulțumesc te că să te duci mereu sunteți alături de mine la fiecare eveniment. Suntem oameni buni cu sufletul mare. Da, sunteți. Sunteți și vă mulțumesc foarte mult. Plângi? Nu plâng. Ești sensibilă după, sunt, să după știi a că doua acum... sarcină, ești mai sensibilă, da. Jur. Când am văzut imagine pe acolo nu simțeam așa, era și adrenalina destul de putem mare. Putem să avem un premiu pentru plângăcioasa invitata noastră. Da, eu zic să faci că cu siguranță... Trofeul plângăcioasa emisiunii, da. Roxana Blagu. Da. Eu te înțeleg perfect pentru că știu câte emoții sunt și te cunosc de foarte mult timp și mă bucur foarte mult pentru voi. Și știi ce înseamnă pentru noi acest copil. Da. Este minunea noastră. Să fiți acum fericiți. Chiar mă faci să plâng. Să fiți fericiți. Mulțumim, Doamne ajută. Și multă sănătate tuturor, că este o perioadă destul de dificilă pentru toată lumea. Ai văzut când ai zis minunea noastră? Da. Te-ai și luminat la față așa. Păi și este. Era cea mai mare dorință ta. Era, da. Și a devenit realitate. Și am așa soțului meu, Andrei. Ai momente când stai așa și te uiți la Sasha? Nu, deci nu. Cătălin, eu mă trezesc noaptea, copilul doarme liniștit, n-am nicio problemă cu el și mă trezesc noaptea de dorul lui să mă uit la el. Să te duci, stai lângă pătuți. Da. Da, sunt extraordinar de îndrăgostită de el. O să vadă el asta mai târziu. E normal. Roxana Blagu, oameni buni alături de mulțumesc. Noi. Andrei, te salutăm, îl salutăm și pe Sasha și bineînțeles pe bunici care au acceptat să mai stea puțin cu copilul ca să ajungă și Roxana la emisiune. Da, mulțumesc. Să ai baftă, să fii fericită, frumoasă ești. Vă mulțumesc tare mult. Așa zic și eu. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc.